În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Din viețile Sfinților, luna decembrie, ziua 29, cuviosul Marcel, egumenul mănăstirii Neadormiților, după metafrast. Cuviosul Marcel era din cetatea Apamiei, Siriei, din părinți bogați și de neam bun. Și rămânând orfan de părinți din tânără vârstă, nu s-a abătut la desmierdări necuvioase, nici n-a cheltuit părintească bogăție în pofte trupești, precum a obiceiul tinerii, ci întâi s-a dus în Antiohia cea mare pentru învățătura filosofiei. Și dobândind astfel iscusit și învățat, de grabă și bine a deprins toată filosofia, apoi a poftit și iubirea de înțelepciune cea duhovnicească și de aceea voia să meargă în Efes, auzind că se află acolo mulțime de bărbați desăvârșiți în faptele cele bune. Deci, ieșind din Antiohia, împărțit săracilor mai întâi toată moșenirea părintească cea multă pe care o avea în Apamia, apoi trecând cu vederea toate cele lumești, a ajuns în Efes, unde petrecând lângă un iubitor de Dumnezeu, se povățea cu fapte bune de la robul lui Dumnezeu Promot, care se afla într-o atâta de săvârșire încât, prin ușile încuiate, intra în bisericile Domnului la rugăciunea cea de noapte. Deci de la acela și de la ceilalți bărbați sfinți care se aflau acolo, fericitul Marcel, uitându-se spre viața lor cea plină de fapte bune, aduna mult folos și ca de multe feluri de flori, împletindu-și cu nună, în fel de fel de fapte bune se învăța, având acolo felurite chipuri ale vieții cele plăcute lui Dumnezeu. Și viețuind în sărăcia cea de bună voie, își agonisea cele de trebuință trupului său din oseneala mâinilor sale, căci știa să scrie frumos. Deci toată noaptea o petrecea în rugăciune, iar ziua în scrierea cărților pe care luând preț, numai cât îi trebuia cheltuia la nevoile sale, iar restul îl împărțea săracilor. Astfel au fost începuturile vieții lui, căci cu fapte, cele cu fapte bune. Apoi, auzind Marcel despre Ava Alexandru din Bizantia, că este prea înțelept cu cuvântul și mare cu lucru, îndesulat spre mântuirea multor suflete, lăsând Efesul, s-a săguit a merge către acela. Între acea vreme, fericitul Alexandru, împreună cu frații săi, petrecea lângă biserica Sfântului Mina, apoi lângă marginea Mării Negre a zidit o mănăstire preacinstită, în care cu adevărat a așezat o rânduială nouă, însă mai frumoasă decât altele, ca astfel înceta ziua și noaptea să slăvească Dumnezeu prin cântările psalmilor și cântau frații în biserică, schimbându-se pe ceasuri. Deci, venind Marcel în Bizantia, s-a cunoscut cu unul din frații acelui locaș, cu numele Iacov. Acesta a dus pe Marcel la Ava Alexandru, care l-a îmbrăcat în rânduiala monahicească, văzând mai înainte în dânsul darul lui Dumnezeu. Și a prorocit despre dânsul ceva Dumnezeu, zicând despre amândoi, adică despre Iacov și despre Marcel, astfel. Andrei a urmat mai întâi lui Hristos, dar Ioan l-a ajuns pe el, socotindu-l pe Iacov ca pe Andrei, iar pe Marcel ca pe Ioan, căci îi vedea pe amândoi cu un duh arzând de dragostea către Dumnezeu. Și deși Iacov era ca Andrei, purtând jugul lui Hristos, însă Marcel, fiind ca Ioan, în multe daruri l-a covârșit pe Iacov. Și era Marcel cu adevărat la un chip cu Sfântul Ioan Feciorelnicul și Cuvântătorul de Dumnezeu, cu fecioria sa cea fără de prihană și cu înțelepciunea cea de Dumnezeu insuflată. Și nevoindu-se în locașul acela vreme îndelungată și câștigând darul mai înainte vederi, a văzut mai dinainte moartea dascălului său, care era să fie de grabă, adică a lui Ava Alexandru, spunând că după moartea aceluia se va da lui cinstea începătoriei, dar el, fiind tânăr și nevoind să stăpânească pe cei mai bătrâni și să aibă spre o cârmuire, pentru că iubea mai vrutos să fie ocrâmuit el de alții, a ieșit pe ascuns din mănăstire și a înconjurat părțile cele din prejur, cercetând pe sfinții părinți, care multe chipuri se nevoiau și primind
de la fiecare deosebit folos. În acea vreme, dumnezeiescul Alexandru s-a dus către Domnul și a fost căutat Marcel de toți frații întungând ca să-l pună în locul lui Alexandru, dar negăsindu-l, s-a întristat. Apoi pe un oarecare Ioan, bărbat bătrân, cu bună înțelegere, căruia și acel fericit Iacov i-a dat loc pentru cinstea căruntecii sale și pentru buna înțelegere cea desăvârșită, l-au pus igumena locașului. Despre aceasta, înștiințându-se Sfântul Marcel, îndată s-a întors în locașul său și s-a bucurat frații de întoarcerea sa. Iar lui Ava Ioan îi era iubit, căci foarte mult îi era de trebuință și de ajutor ca mâna lui cea dreaptă. Iar după vreme, câteva vreme, Ava Ioan, cu sfatul unui iubitor de Dumnezeu, a mutat mănăstirea la un loc mai fără de zgomot, care era în Bitinia, aproape de țărmuri, ce se numea Irineos, care va să zică pașnic, căci cu adevărat acel loc era pașnic și liniștit pentru petrecerea monahilor, fiind departe de tulburările și gâlcevile poporului. Deci s-a mutat cu mănăstirea și acea lege frumoasă pe care o așezase cu viosul Alexandru, adică să mărească pe Dumnezeu ziua și noaptea, prin cântări de psalmi în biserică, schimbându-se frații pe rând la aceasta, pentru care pricina acea mănăstire și până acum se cheamă locașul neadormiților. Deci s-a mutat cu mănăstirea și acea lege frumoasă. Acolo s-a încredințat lui Marcel toată ocrumuirea și grija mănăstirească ca unui credincios în toate și iscusit într-o toată slujba, căruia chiar și începătoria de grabă era să-i se încredințeze. Despre acest lucru el însuși mai înainte vedea cu ochii cei mai înainte văzători, însă și altora le era descoperit de la Dumnezeu. Căci egumenul unui mănăstiri care era acolo aproape, cu numele Macedonie, nu acel Macedonie care era luptător împotriva Sfântului Duh și altul, pentru că acela era din numărul celor lepădați, iar acesta unul din cuvioși, bărbat mai înainte văzător, a prorocit fericitului Marcel, care să fie nu numai păstor al oilor cele cuvântătoare, ci și numele lui va fi slăvit peste tot pământul pentru mulțimea și sfințenia faptelor lui celor bune. Și mulți dintre elieni, din romani și din barbari, prin învățătura lui, lăsând rătăcirea părintească, s-au întors către Dumnezeu și l-au prea slăvit. Acesta, auzindu-le, cuviosul Marcel s-a întors în mănăstire, dar mai înainte de a ajunge el acolo, aveau frații între dânsii o împotrivire și o pronire ca aceasta pentru dânsul, adică unii lăudau către egumen, zicând că pentru smerenie a fugit când era să moară cu viosul Alexandru, ca să nu-l facă pe dânsul egumen, iar alții care erau mai trândavi ziceau, neștiind fapta acea bună a lui Marcel, că a fugit necunoscând ce era să aleagă egumen pe Ioan, ca să nu-i fie rușine pe urmă. Acestea le zicea frații, le ziceau ca niște oameni, iar Hristos însuși adevărul a pus în mintea egumenului și a zis acesta ca să arate fapta bună a lui Marcel. Nu este trebuință să vă, ca să vă prigoniți în zadar, căci eu cunosc pe bărbatul acesta mult îmbunătățit, precum vă voi încredința dimineața. În acea vreme, mănăstirea era foarte săracă și monahii erau prea iubitori de străini. De aceea au făcut o moară și au cumpărat un asin bătrân ca sprijină moară să se facă pâine pentru străini. Deci egumenul, chemând pe Marcel, a zis, știindu-te seguitor și privighetor, îți dau grijă asinului și aceasta să nu crezi că e o slujbă ușoară, căci este nevoie și de nevoie și trebuincioasă și orice slujbă vei face asinului va fi de folos nouă tuturor. Iar dacă dobitocul se va trece cu vederea și noi și străinii ne vor lipsi de pâine. Acestea au socotit unii din monahi că s-a făcut spre ocarea lui Marcel, dar minunatul Ioan
ea poruncită astfel, știind ce are, ceea ce are să fie. Pentru aceea, cuviosul nu numai că a primit slujba, ci cu dragoste și cu o sârdie a dat și înscris ca să fie îndatorat la slujba asinului cât va trăi de-a purea pomentul. Și așa slujea asinului totdeauna cu atâta sârguință și îngrijire, încât se minunau toți și se spământau de smerenia lui cea înaltă. Apoi a fost rugat de frați să înceteze de a mai paște pe cei necuvântători, vrednic fiind a se face păstor celor cuvântători. Deci nu după multă vreme, Ava Ioan, ducându-se către Domnul, fericitul Marcel a fost pus egumen al mănăstirii neadormiților și era foarte milostiv către săraci, hrănind în toate zilele mulțime de flămânzi, iar Dumnezeu a ajutat scopului lui bun, căci precum a mulțit odinioară cele 5 pâini și 2 pești, dând hrană la 5.000 de oameni, așa și în locașul lui Marcel bucatele cele puține le înmulțea prin minune nevăzută, încât ajungeau nu numai fraților spre hrană, ci și mulțimii săracilor și străinilor spre ospățul cel din toate zilele, precum mai pe urmă vom arăta. Și înmulțindu-se turma cea cuvântătoare și în toate zilele adăugându-se numărul fraților, era de trebuință păstorului să mai lărgească ograda, să facă locaș de rugăciune mai mare și mai multă hrană, precum și altele care se cuvin vieții omenești pentru atâția bărbați duhovnicești care se adunaseră la dânsul, ca la o oglindă a faptelor celor bune. Iar el atunci toate le-a cheltuit spre hrana săracilor, iar Dumnezeu, spre care cu viosul își pusese nădejdea, nelăsând pe cei ce îi slujesc lui, a rânduit cele de trebuință lor în acest chip. Un tânăr oarecare pe numele Faretie, fiul al unui boier din Roma, foarte bogat, iubind viața după Dumnezeu, a pus gând să se facă monah ca să dobândească desfătarea cea veșnică. Deci, defăimând slava cea deșartă și toată odihna trupească, a luat pe slujire și bogăția sa și a venit la cuviosul Marcel, cerând să se facă monah, apoi a dăruit mănăstirii toate bogățiile sale. Iar cuviosul, cunoscând ca un proroc că nu numai boierul, ci și slujile lui vor să sporească în faptele bune, l-a îmbrăcat în chip monahicesc împreună cu slujile lui. Deci, cu acea avere adusă, mai întâi a zidit-o din temelie o biserică nouă din piatră, foarte frumoasă și prea mare, apoi a înnoit toată ograda mănăstirii și mulțime de chilii vechi, încă și o bolniță mare s-a zidit, asemenea și case de străini, și s-au săvârșit toate bine toate zidirile ce se cuveneau. Apoi s-a agonisit hrană și îmbrăcăminte și altele de trebuință mănăstirii din averea aceea. Până acum văd că Marta. Astfel Dumnezeu, purtătorul de grijă a toate celor ce căutau mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, acestea toate le-a adăugat. Și pentru tine se bădea vestea despre cuviosul Marcel și despre rânduiala vieții celei neadormite, încât mulți râvneau rânduiala aceea, luând povățitori de la dânsul, și precum ieșeau râuri din Eden, așa porneau din locașul lui Marcel, prin toate mănăstirile ce erau prin felurite laturi și prin cetăți, rânduiala și obiceiurile vieții monahicești, precum și cântarea necetată a bisericii. Puteai vedea în fiecare mănăstire egumen din locașul lui Marcel și toată rânduiala aceea din locașul neadormiților, încât tuturor mănăstirilor ce se aflau în părțile acelea, Sfântul Marcel le era începător de rânduială, arhimandrit, dătător de lege și îndreptător. Și mult după prorocirea celui mai sus pomenit Macedonie, mai înainte Băzătorul, se aduceau către Dumnezeu din rătăcirea ilinească și barbară prin povățuirea lui Marcel. Sfârșitul și lui Dumnezeu laudă.